Weekendul trecut, canalul Dunăre-Marea Neagră a luat un nou tribut. Sâmbătă, cadavrul unui bărbat a fost văzut plutind în canal la Megidian, în apropierea parcului, iar duminică un adolescent și-a pierdut viața după ce a încercat să-l treacă în not în zona podului de la Murfatlar. Prima tragedie s-a petrecut sâmbătă dimineață la Megidia. Un apel la 112 anunța că în apa canalului Dunăre-Marea Neagră plutește cadavrul unui bărbat. La fața locului s-au deplasat pompieri de la ISU Dobrogea și un echipaj de la ambulanță, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru victimă, ci doar să constate decesul. Cadrele medicale spun că bărbatul, care a fost identificat ca Florea Marin, de 57 de ani, din Megidia, a mai avut o tentativă de suicid în urmă cu 2 ani, însă atunci a fost scos de pompieri din apa înghețată a canalului și a fost salvat de medici. Duminică, un adolescent de numai 17 ani s-a necat tot în canalul Dunăre-Marea Neagră, în zona podului de la Murfatlar. Eu pescuiam în partea aia. Așa. Și copiii care făcea baie aici au început să țipi. Când a început să țipi, acolo am fugit de la pescuit, venind la apă, dar deja el era la fund. Tânărul venise împreună cu mai mulți amici să facă o baie pentru a se răcori. El a vrut să le demonstreze prietenilor că poate să treacă în not canalul, însă nu a reușit. Ajungă pe partea cealaltă a canalului. Toți am zis să nu o facă, că e prea departe. A ajuns cam pe la jumate, s-a întors înapoi și a zis că a obosit. Noi am crezut că a glumit, dar am sărit toți după el aceea. Am sărit eu primul, l-am adus puțin cam până la mal pe aici așa. A sărit după aceea încă unul cu mine. Am încercat să salvăm amândoi de la ambut, n-am dus cu tocuri la fund și nu mai l-am găsit. La fața locului au sosit pompierii și scafandrii, care au început căutările adolescentului. Am fost solicitat pentru căutarea și recuperarea unui băiat în vârstă de 17 ani, care venit la scăldat, a notat către mijlocul canalului, acolo a strigat după ajutor, a obosit și s-a dus la fund. Căutarea este destul de grea datorită faptului că trec într-una aceste barje, numai de când am venit noi, că au trecut 6. Curentul este micuț, vizibilitatea e zero. Trupul adolescentului a fost scos de scafandrii după aproximativ 2 ore de căutări, iar medicii de la ambulanță nu au mai putut face altceva decât să constate decesul.